Of, 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 ce zi minunată să-mi pierd toți banii la pariuri pe CS. Ce caut asta aici? Site-urile mele preferate de pariuri, stai să mă gândesc. Poate ăsta, mai întâi să încercăm pe ăsta. Stai, unde este bettingul meu? Poate. De ce nu se încarcă? Dar vai, ce se întâmplă? De ce nu merge? Nu, lasă să-mi pierd banii la pariuri. Stai puțin. Ce e asta? Underage gambling, CSGO. Betting is pante. Ce? Cum? Ce? Cum? Ce? Cum adică e banat? Atunci dacă aia nu găsesc. Mi-a picat pula. Am scris greșit apa. Ce dracu tot scriu? Am scris CSGO betting. Nu merge nici asta. De ce? De ce? Deci, după cum bine știți, de ceva timp, practic, Gaben, Valve și în sine Steam-ul a banat CSGO, betting-ul în general legat de site-ul lor, pentru că erau copii, copii ca mine, copii ca tine, copii ca mama ta, care intrau acolo și își pierdeau casa, familia și banii. Literally un copil a băgat o cardul măsa în iteme pe CS, le-a pierdut la pariuri și măsa era cea gen, dar vai copilul meu ce frumos ești, unde mi-este cuțitul? N-am găsit cuțitul, dar și asta va merge foarte bine, gura mare copile, a vine trenul! Ideea e că subiectul ăsta a mai fost discutat de mult, dar primesc o groază de mesaje care mă spun ceva gen, de ce nu te mai joci la pariu? E fucking banat. Nu știu în ce măsură. Nu știu în ce măsură e banat în momentul ăsta, dar site-uri ca și CSGO Wild, spre exemplu, care era unul dintre cele mai mari în bettinguri, s-a închis. Plângeți, nu plângeți, eu am plâns destul. În general eu nu pariam căcaturi pentru că nici n-aveam căcaturi să le parie și dacă le aveam, dădeam la balaia la vreo 5 ore și după aia le puneam așa pe un piedestal și mai dădeam la 5 ore în continuu până în pula mea nimeni nu poate să dea la bază 10 ore continuu, ok? Dacă tu ai reușit, ești un maestru, te rog frumos, dă mesaj, învață-mă cum. Și dacă cumva ești o fată care a spus că a făcut chestia asta, nu mai ai șanse. De ce am decis să fac video-ul ăsta acum? Pentru că eu, personal, astăzi, fără niciun motiv, mi-am amintit de un meci pe care l-am pariat mai de mult și am vrut să verific dacă am câștigat ceva pe meciul ăla. Am intrat pe site-urile normale pe care aș fi intrat și ghicișe. Am crezut că m-au ciorit și au plecat, pentru că nu mai găseam site-urile. Erau toate not responding, mentenance, offline, sus pula, nu-ți mai dăm niciun item înapoi. Și da, eram curios să văd atunci, bă, poate site-ul ăla nu mai e, poate s-a futut doar site-ul ăla. Și cu toate că am auzit o groază de știri, adică gen, ăla a fost banat, Gaben ne fute pe toți în cur. Vreau să mă asigur eu, personal, pe propria mea persoană și personalitate, că toate site-urile astea s-au dus pe pulă. Ei bine, nu chiar? Adică, sunt site-uri ca alea de jackpot, parcă, și orice înseamnă coin flip-uri și chestii de genul, care încă sunt valabile, care vor fi banate până la urmă, cred eu. Dar vreau să mă asigur 100%, pentru că itemele mele undeva sunt în măsa pe site-urile alea, care au dispărut pe fața pământului, și alba care rămâne cu ochii în soare, dar... alba care și ochelari de soare ca să nu rămână cu ochii în soare. Astea sunt glume de clasa 1, dar nu-mi pasă. Arăt sexy. În fine, și am început să caut pe net site-urile, ruletele, pulele, îngurele, trading-urile, betting-urile, orice legare că să. E un fel de, cum dracu se numește, mă, bază de date pentru toate. În fine, intri pe căcatul ăsta și dai apoi ce vrei tu să faci mai exact. Dai la jackpot-uri, da? Astea mai funcționează. Și intri pe tot felul de site-uri astea de căcat, pe care n-am auzit în viața mea, dar în fine. Pentru că eu n-am jucat decât betting-uri din alea pe echipă. Și vreau să văd că cumva site-urile s-au transformat în site-urile respective care sunt acum și gen mai au itemele cumva în inventory și gata să mi le dea, dar sigur nu. Aparent site-uri ca ăsta încă mai funcționează. Apar în altul să fie banate sau nu. Dar eu nu m-aș înainta să mai bag banii ele, pentru că niciodată nu știi când te fute în cur. Apoi site-ul ăsta e futut. Oh da! Că se gâvă fast. Hai să vedem ce-i cu ăsta. Poliția, săriți!
Aparent și asta mai... Deci, aparent, super mega aparent. Dar de site-urile, $397, mă bag șeful. Site-urile de jackpot-uri încă mai funcționează. Ruletele, parcă de asta am auzit. Rulete mentanance, first one to enter magic your dick. Ruletele funcționează, ok. Rock, paper, scissors-urile. Eu n-am login. Ce pula mea e muzica asta de gay? Funcționează. Free skins. Ce pula mea e asta? Sunt coduri din aia care trebuie pe site-uri și îți dă gen fix pula. Îți dă $1 sau ceva ca să joci pe site-ul lor, ca să-ți fure mai mulți bani după aia. CSGO Cosmos, care nu știu ce e. Ce dra... Am crezut că e unul spânzura să-mi bag pula. Get free coins. Scam. Oh, țigăneală. Ți arată toate site-urile care fac scam? Pizdălăi. Dar n-am auzit în viață. Ba de fapt de asta am auzit. Cred. Asta, schemă înseamnă că site-uri care te fură? Car game-uri! Wow, merg și astea, oare? Sing intru pula mea, o să-mi dau singing cu pula în fața ta instant. Betting adva... Știți, pe vremea aia când puteai să faci betting-uri pe echipe, erau o groază de oameni care veneau la tine: salut, eu sunt Georgel, fac betting-uri de 5 ani profesionist și astăzi am să-ți arăt charturile mele pline cu echipe care au câștigat și eu am câștigat miliarde de dolari arătându-le oamenilor cum să parieze. Crede-mă pe cuvânt, dă-mi banii tăi acum, mulțumesc foarte mult, acum voi pleca. Ciao. Suși pula. Fantasy, ce dracu înseamnă? Vulcu. Alpha Draft. Ah, de asta am auzit. Real Money Betting. Unde și-au pierdut copiii toate cardurile mamelor lor și al taților și al bunicilor și al bunicelor și al tău. Skin Betting. Ce? Pe că se golangi îmi băgam eu pulele. Mai e? Oare? Wow! Aparent și ăsta este futut în cur. Ideea e că eu am fix pula iteme. Mulțumesc, dar da. Hashtag de lua alpaca itemele înapoi. Totul s-a dus. Itemele mele, care ar fi trebuit să fie înapoi, dobe, pentru că mulți mi-au spus: eu mi-am primit itemele, tu cum nu ți le-ai primit? Nu știu. Mine să plâng ce lamă frumoasă aveam. Era din aia, stai cum o mai am. Ui, lamă din... Era din asta, frate. Ai de capul meu, ce mi-amintește de ea. Câte capete te ia mi la dușmanile. Care obicei, alpaca king out. La 3? La 3 facem? 1, 2, 3? Sau? Nu? 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 Unu, trei, lălălălă! Dar vezi că am pubici cu Nike, gatule? A? Bă! Te rog eu! Bine ați venit, doamna și doamna, să stăm cu voi, ne-am găsit un joc... Nu băgați temele în site-uri din alea, copii! Nu o faceți! Nu o faceți! Mă vorbesc serios. Nu o faceți.